Vicepreședintele Federației Moldovenești de Haltere, Antonio Conflit, este în studio. Bună seara! Bună seara, bună seara tuturor! Încă aproape jumătate de an, federația noastră este suspendată, la fel ca alte 8 state. În pofida acestui fapt, iată, am desfășurat săptămâna trecută campionatul național la Cahul. Care ar fi moralul halterofililor? Morala halterofililor, bineînțeles, această perioadă suspendare nu e cel mai bun nivel, dar oricum la Cahul a fost o evaluare în partea sportivă, o bună evaluare. Totuși noi lucrăm, pentru că în perioada aceasta suspendare ne-a fost acordat un fond de parcurs cu niște cerințele care trebuie să fie respectate și avem speranțe, șanse bune că această perioadă suspendare să fie redusă. Deja în iulie e posibil că echipa Moldovei va putea evalua la tineretului de la campionatul european. Cert este că acum la București se desfășoară campionatul european de seniori, la care noi nu participăm, la fel ca foarte multe state extrem de puternice, cum ar fi Rusia, Turcia, Ucraina sau Belarus. Dumneavoastră ați venit ieri de la București, acolo a avut loc și ședința Comitetului Executiv al Federației Europene, la care faceți parte. Care ar fi ultimul noutăți? E clar că nu are importanță acest campionat în condițiile în care lipsesc foarte mulți sportivi. Desigur, da, la fel cum a fost anul trecut campionatul mondial în Statele Unite, unde au lipsit întregul echipe de țările suspendate, totuși majoritatea sunt din țările europene, are importanță deosebită campionatul european, dar rezultatele, cunoaștem foarte bine, nu sunt realistice în privința de putere sportivilor, pentru că nu pot să confrunte cu echipe din cele mai puternice țări care lipsesc. Nu uiteți, de la București au apărut în privința calificare pentru Jocuri Olimpice, care se va schimba metoda începând de anul acesta, înainte era echipe, dar de la următoare calificări se va face individuale. În plus, vor fi reduse categoriile care vor avea acces la Jocuri Olimpice, de la 10 până la 7. Aceste 9 state de care am pomenit au fost pedepsite pentru dopaj, pentru 3 sau mai multe cazuri de dopaj. În cazul nostru e vorba de Alexandru Dudoclu, de Cristina Iovo și Anatol Cârâcu. Până la Olimpiada din 2020, au mai rămas 2 ani și câteva luni și cum timpul trece foarte repede, vă gândiți câte cote v-ați dori să obțineți privind real lucrurile de acum? La momentul actual nu e ușor de a spune câți cote vom avea, deoarece cu schimbarea de metoda de calificare, bineînțeles, va fi important ca întotdeauna bugetul care federația să aibă disponibil pentru a susține sportivii la momentul de calificare. Cu metoda individuală, dintr-o parte, e mai ușor odată că ai selectat sportivul mai puternic, redirecționezi mai mult investiții asupra lui, dar dintr-altra parte, apoi alți sportivi nu pot fi urmăriți cum să scade. Sportivi talentați avem destule, dar trebuie să vedem deja la prim evenimentul pentru care va fi valabil pentru calificarea Jocurilor Olimpice, deja de acolo vedem primele rezultate. Putem să stai după acest eveniment care va fi campionatul mondial la sfârșitul anului, atunci putem să spunem cât șanse avem. Mai ales că halterele este o probă care ne-a dus nouă dată satisfacție de la Jocurile Olimpice, dar până la Olimpiada de la Tokyo în 2020, să nu uităm, în 2019 Chișinăul va găzdui campionatul european de haltere printre tineret. Cum ne pregătim de acest eveniment foarte important pentru țara noastră? Da, foarte important, o premieră, nu doar pentru sportul de haltere. Pregătire deja la momentul actual, de menționat că executivul Federației de Haltere mi-a acordat încredere numind președinte comitetul organizator.
Pregătirile merg, suntem la momentul actual cu dialogul cu căutare parteneri și dialogul cu găsi cel mai bune soluție pentru a gazdui totul lotului care vor să fie Republica Moldova. Deja anul viitor nu să fiu reduse, nu să fiu acestea țările pedepsite de suspendare inclusiv noi și să fie lotul întreg, componență întreagă de federație, de membri Federației Europeană, în jurul de 400 de sportivi, plus toți oficialii, arbitri, de să vom depăși 600 de oameni în perioada de campionatului. Acum strângem înțelegere cu partenerii, pentru că avem nevoie de o sursă mare de bani, mai ales că trebuie să renuim tot utilajul sportiv. Trebuie să fie de ultima generație, trebuie să fie utilajul sportiv performant, conform cerințele de asemenea evenimente. Și acest eveniment va fi găzduit în perioada 6-14 iulie. 6-14 iulie, da. Până la urmă, iată, inventarul ar fi o șansă pentru noi să avem un nou inventar și care ar fi și alte scopuri organizării acestui campionat, probabil și promovarea Republicii Moldova. Da, bineînțeles, primul loc, promovarea Republicii Moldova și în plus să fie ocazia pentru o șansă pentru noi să arătăm că chiar Republica Moldova, o țară mică, nu suntem capabili de a gazdui asemenea evenimente. Ați deja menționat despre utilaj. Problema, cum noi cunoaștem toți, lipsa surse suficiente de finanțare sportului, noi propunând acest utilaj să avem apoi ocazia de a redistribui pe toate școlile sportive. Toți sportivii care participă, se vor apropria la acest sport și deja care practică acest sport de mulți ani, pot să folosesc un utilaj mai nou, mai performant. Și nu pe ultimul, de să fie o bază de pregătire pentru următorul anul la Jocuri Olimpici. Pentru că cu un corect management de acest eveniment, posibil de a economisi banii care vor fi colectate și deja în afară cât ne va putea susține pregătirea olimpică, pregătirea Jocurilor Olimpice de către Comitetul Național Olimpic sau Ministerului, deja nu se avem o bază pentru a ne autofinanța și cu speranța că în 2020 poți să aduce încă o dată o medalie în Moldova. Da, ar fi frumos. Europene de tineret urmează să fie găzduite de sala polivalentă și va fi o șansă pentru tineretul nostru, pentru că în condițiile în care Anatol Cârâcu, Cristina Iovă, cel mai probabil nu vor mai face sportul de performanță și alți halterofili suspendați pe termen lung, e o șansă de afirmare, iată, pentru acești tineri, mai ales că area de selecție este din ce în ce mai mică. Vă îngrijorează acest lucru că tot mai puțin oameni fac haltere. Bine, acest lucru se întâmplă și în alte genuri de sport. Sau dumneavoastră priviți cu optimism halterele moldovenești? Da, ați, corect ați menționat că este se reduce participarea de tineri la sportul, mai ales apoi în haltere ca un sport mai particular, mai de... și nu, cu speranța mea, nu, desigur optimismul nu trebuie să ne lipsim de optimism, mai ales cine se află la conducere de o federație. Dar totuși acesta campionatului, când mulți tineri care nu au ocazie de a privi live asemenea evenimentului, da, de obicei, eu am, după experiență pe care am avut deja în Italia, că m-am gazduit evenimente similare, alte discipline, dar oricum, la nivelul național sau internațional, deja a doua zi vineau tinerii, eu tot vreau să încerc. Desigur, asta va fi încă o șansă în plus, găzduind acest campionat, de a remișca, posibil remișca, reporni și de a promova. Atragere, de a promova, de atragere, atenție și dorințe în partea tinerii. Da. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Vă mulțumesc pentru invitație. Cu plăcere.